Stimați telespectatori ai postului Cromtel, suntem într-un locaș de cultură, un loc în care oamenii vin să admire, să vadă frumusețile noastre ale Bucovinei. Dar la noi, în Bucovina, avem și alte frumuseți. Suntem în preajma sărbătorilor pascale, atunci când oamenii se pregătesc cu casa belșugată să-și primească prietenii, copiii, nepoții. Înaintea Sfintelor Sărbători de Paști avem marea bucurie de a sărbători florile, o sărbătoare tradițională a noastră, a românilor ortodoxi. Dar cred că mai multe despre această minunată sărbătoare poate să ne spune Părintele Gheorghe Calancea, pe care îi spune bună ziua și bine ați venit în mijlocul nostru, Părinte. Bine v-am găsit și multă sănătate. Deci să vorbim despre marea sărbătoare a florilor. Ce semnificație are aceasta pentru noi românii? Sărbătoarea Florilor are o semnificație foarte importantă pentru că este înaintea învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos și simbolizează învierea lui Lazar, dar în același timp și învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Sărbătoarea Florilor, numită în popor și a stâlpărilor, pentru că în mâinile noastre ținem acele ramuri de salce pe care le-ați adus și dumneavoastră aici, alături de noi, ca mărturie aceste sărbători, este sărbătoarea în care ne amintește despre intrarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos în Ierusalim. Intrare care s-a săvârșit înainte cu 7 zile, înainte de Paștele nostru, Paștele Ortodox. Mântuitorul Iisus Hristos se găsea în Betania, unde El săvârșise o minune asupra lui Lazar, prietenul său, care era mort de 4 zile și era intrat chiar în putrefacție. Această minune a făcut să fie auzită peste tot și oamenii să fie curioși cum se poate așa ceva. De aceea multă lume era în Betania și venea să-L vadă nu numai pe Mântuitorul Iisus Hristos, ci și pe Lazar, pe care îl înviase. Totodată, atunci se sărbea sărbătoarea Paștilor la evrei, care era în Ierusalim. Evrei, auzind de această minune din Betania, au venit și ei. Și deci era mult popor. Simbolismul salcii simbolizează acele ramuri pe care și copiii și oamenii din vremea Mântuitorului Iisus Hristos le purtau în mână, de finic și de, cum a spus, de măslin, cum a spus frăția ta. Așa, noi purtăm aici ramură de salcie, care înflorește prima dată și care, așa cum se spune, este acea care s-a plecat totdeauna cu smerenie către Maica Domnului. În prezent, când sărbătorim florile, știu că în acea săptămână a patimilor și în Duminica Florilor sunt foarte multe dateni, obiceiuri și credințe populare pentru noi românii. Puteți să exemplificați câteva din acestea? De exemplu, salcia, care este sfințită la sfârșitul liturghiei din Duminica Florilor, se păstrează în casele noastre și este aducătoare de roadă, de sănătate, de vindecare și de belșug în casa fiecăruia. Și mai ales pentru fetele nemăritate este acea bucurie ca ele să cunoască din timp ceea ce poate nu este ursitul vieții sale. Pentru că suntem aproape de sărbătorile pascale, suntem aproape de sărbătoarea florilor. Un mesaj pentru cei care vă cunosc, vă știu și vă apreciază pentru toată munca dumneavoastră. Domnul profesor, mesajul meu este cel care îl transmit din Sfânta Evanghelie. Mântuitorul Iisus Hristos merge spre patima sa. El a așteptat de la noi întoarcerea noastră spre dânsul, cu dragoste, cu smerenie, cu rugăciune și cu acea bunătate pe care Mântuitorul Iisus Hristos a arătat-o pentru fiecare dintre noi. În aceste vremuri în care noi le trăim și le trăim greu, pentru că sunt restricții, sunt această pandemie, trebuie să fim și noi tari în credință. Ceea ce vă ține în mână aceste ramuri de salcie simbolizează și florile credinței noastre, adică credința, nădejdea și dragostea, cele 3 mari virtuți creștinești, dar și celelalte fapte bune săvârșite față de Dumnezeu sau față de aproapele nostru. Și Mântuitorul Iisus Hristos, prin intrarea sa în Ierusalim, intră în cea mai grea
săptămână a patimilor. Noi o numim săptămâna mare. Nu că zilele, ziua ar avea mai multe ceasuri, ci pentru că se întâmplă foarte multe evenimente în această săptămână. De exemplu, Mântuitorul arată dumnezeirea sa prin acel blestem față de acel smochin care era neroditor. Mântuitorul Iisus Hristos este vândut de către Iuda cu 30 de argint. Mântuitorul Iisus Hristos spală ucenicilor picioarele, arătând ascultare, supunere și slujire. Pentru că El a spus, n-am venit să mi se slujească, ci să slujesc. Mesajul meu este să slujim și noi pe aproapele nostru, pe cei din jurul nostru, pe Dumnezeu în general. Mântuitorul Iisus Hristos instituie taina Sfintei Împărtășanii, la cina cea de taină. Și noi să fim aceia care să ne împărtășim cu Mântuitorul Iisus Hristos ori de câte ori avem nevoie. Mântuitorul Iisus Hristos este judecat pe nedrept. Vedem astăzi câtă nedreptate, câtă mânciună, cât neadevăr există în societatea noastră. Câtă ură între oameni. Ură între oameni, despărțiri, depărtări. Să nu fim așa. Mântuitorul a zis, eu pe toți vă iubesc. Și a iubit și a iertat pe tâlharul de pe cruce, spunându-o, astăzi vei fi cu mine rai. Și Mântuitorul Iisus Hristos primește această judecată nedreaptă, arătând că El are o împărăție, nu aici, ci în viața cea de dincolo, în împărăția cerurilor. Și prin intrarea Mântuitorului în Ierusalim, El intră în Ierusalimul ceresc. De aceea noi la învierea Domnului cântăm acea cântare foarte frumoasă, Ierusalim, Ierusalim, bucură-te, sartă și te bucură că iată împăratul tău vine la tine șezând pe pământ de asină și luminează-te noule Ierusalimului, adică un nou Ierusalim în împărăția Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Să dea Dumnezeu ca și noi să putem să ne pregătim pentru înălțătoarea ziua învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Și cei care n-am postit, cei care nu ne-am împărtășit până acum, nu este târziu, pentru că Mântuitorul ne așteaptă până în ultima clipă să ne întoarcem la El. Și avem timp suficient în care să ne răscolim sufletul nostru, să ne căim ca fiul cel risipitor, spunând, Doamne, am greșit la cer și înaintea Ta, și să venim în fața preotului duhovnic, împărtășindu-ne cu Mântuitorul Iisus Hristos, ca învierea Mântuitorului să fie bucurie, lumină, pace și belșug în sufletele și în casele și în familiile, în țara noastră și în toată lumea. Vreau să vă aduc la cunoștință că după scrierile sau acele pe care oamenii i-au consultat, există 1,5 milioane de oameni care poartă numele de flori. Florin, Florina, Florentina, Brândușa, Florentina, Brândușa, Crin și alte flori. Tuturor le doresc din suflet un sincer la mulți ani, multă sănătate și să fie fericiți și să rămână într-adevăr niște flori care să fie plăcute și lui Dumnezeu și nouă oamenilor. Același lucru dorim și noi din partea televiziunii Cromtel, un sincer și călduros la mulți ani tuturor sărbătoriților de flori și pentru că suntem într-o emisiune a bucuriei, în cele ce urmează o să vă propunem să vizionați câteva din frumoasele noastre cântece specifice acestei sărbători și nu numai. Vă dorim vizionare plăcută și mulțumim încă o dată Părintelui pentru tot ceea ce ne-ați transmis. Doamne ajută! Multă sănătate, sărbători fericite la toți! Frați românii din lumea întreagă, divă este țara dragă, rupiți iară hotarii și dați-vă mânii. Dor, dor, adunați-vă acasă, dor, dor, că avem o țară frumoasă. Mai mândru n-am aflat și nici oameni mai frumoși, gospodari și omenoși. Dor, dor, neamul nostru-i neam cu fală, dor, dor, s-o nascut
Eu din mândra Bucovină, întreaga mea era Dașină. Și trăim aici cu drag, noi urmașii lui Ștefan. Dorului dor, ni cheamă la rugăciuni. Dorului dor, manastir cu mândru numim. Moldovenii și munteni, olteni și ardeleni, toți români așa li spune și-s mândri cu alor numi. Dorului dor, Doamne, ai grijă din noi. Dorului dor, și ne scapă de neavoi. Mamă bună, Românie, adună-ți acasă fii. Nu-i lasa sărat așească, la străini ca să slujească. Dorului dor, că nu-i dor mai mare în lume. Dorului dor, ca de-a tale neamuri bune. Dați-vă mână cu mână, să jucăm hora stra bună. Asta-i hora dorului, dorul românașului. Dorului dor, în mamă ne sunt stra buni. Dorului dor, și pentru noi s-o luptat. Dorul, acest cuvânt netraductibil în alte limbi, ne aduce pe toți acasă, ne poartă pe plaiuri minunate, cum sunt ale noastre ale Bucovinei. Astăzi, în cadrul emisiunii Dor de Folclor Bucovinean, alături de cunoscutul și apreciatul și îndrăgitul artist al Bucovinei, Călin Brăteanu, vom încerca să vă aducem în fața dumneavoastră câteva din cele mai frumoase cântece, jocuri populare și melodii dragi nouă sufletelor românilor. Domnule Călin, bine am venit, bine ați venit, bine ne-am reîntâlnit aici într-un cadru deosebit și pentru că suntem în preajma sărbătorilor florilor, să știi telespectatorii noștri de ce purtăm aceste mlădițe în mână, să le dorim tuturor celor pe care îi cheamă Florin, Florica, Florentina, Călin, iată, încă un nume de floare, să le spunem la mulți ani, bucurii și sănătate. Și acum vă las pe dumneavoastră să vedem cu ce continuăm. Mulțumesc, domnul profesor. Se pare că eu am început să mă învăț ca de Paști, să știu cu gospodarii mei dragi. Vă mulțumesc pentru dragoste, oameni buni. Astăzi, de ziua de flori, noi ne-am gândit că este frumos și potrivit să o trăim la oaltă, în familia noastră. Pentru că veți vedea că vin și așa cu barbasură, dar mai avem și de aici temniși cu țâța în gură, pentru care mulțumim mămicilor, bunicilor, care știm noi că pun numărul la păstrarea sufletului nostru românesc. Suntem la muzeul etnografic din Rădăuți. Dar suntem, zic eu, în casa gospodarului din Bucovina. Oameni buni, dacă o să simțiți că nu vă place ceea ce vedeți la televizor, vă rugăm frumos, veniți aici la muzeu ca să vă aduceți aminte cine sunteți și cine a fost neamul nostru și chiar nu merită să ne întristăm. Drept pentru care noi astăzi ne-am gândit să aducem câțiva oameni din familia noastră să vă mai bucurăm sufletele, să mai povestim care, cum, pe unde au fost, și-o găsit, și-o nimerit, și-o așteptat și s-o potrijit. Astăzi, în prima parte a emisiunii, împreună cu domnul profesor,
zicem noi că avem oaspeții după măsura inimii noastre și asta aș mulțumi. I-aș mulțumi pentru aceasta, dragii noastre, Elena Negru, doamna învățătoare. Pe care o invităm aici, în mijlocul nostru. Ileanuța, nu știu, Gela Bjilca sau Gela Fratauț? Așa. Bună ziua, bine v-am găsit. Bine ai venit, Ileanuță, cu boțurile tale de aur, cu gospodinile de la Gilca, cu gospodinile de la Putna. L-ai adus și pe domnul profesor, că domnul profesor, chiar dacă oamenii îl cred vlădică, să știți că el nu a plecat de la Opchincă și îl felicităm din toată inima pentru atitudine și pentru faptul că, dragilor, asta înseamnă să fii învățător, dascăl, om care formează caractere. Nu poți să îți aduci aminte ceva și n-ai știut niciodată. Și nu poți să ajungi în fața oamenilor dacă nu știi și rânduiala lucrului, și a cânticului, și a învățăturii, și a credinței și așa mai departe. Ileanuță, opreaște-mă amu, că dacă nu... așa ar fi prea târziu. Ceea ce spuneți foarte bine, domnule, că nu știți bine că eu vă admir foarte mult și... mă laud cu faptul că împreună am făcut lucruri minunate pentru Bucovina, la fel și cu domnul director Dumitru Pomohaci. Vă mulțumesc tare mult pentru invitație. Am adus Bucovina frumoasă, într-adevăr, din inima Bucovinei, cum îmi place mie să spun, de la Bjelca, leagând de legendă, jumate frătăoceancă, jumate bjelcancă, dar cu toată inima pentru ce-i frumos. Sub o sală ce e pletoasă, Maica Sfântă se opri și cu vocea ei duioasă către sală ce e grăit. Dacă îmi cunoști durerea și voiești să-mi o dă-mi din ramurile tale o cunună fără spini. Fiul meu Iisus pe cruce sângerat și-n mare chin și cu ea la el mă-i duce din durere să alin. Atunci sălăcia miloasă crengile și le-a plecat. Maica și la Golgota plecat, dar iudeii n-o primiră cu cununa fără spin. Ei voiau
atunci s-a lăcia pletoasă, nu s-a mai înălțat în sus, a rămas așa plecată ca să-l plângă pe Iisus. A rămas așa plecată ca să-l plângă pe La mulți ani tuturor românilor frumoși care purtați nume de floare și cred că mai mare bucurie pentru noi și pentru toți nu este decât să fim împreună cu cei dragi. Asta e cea mai mare dorință a tuturor de Paște, de florii, de sărbători și întotdeauna pentru că dorul ne-a mâncat tare perioada asta, ne-a rupt din noi. E adevărat, dar să știți că dorul ne-a mai și ridicat steagul. Și dacă am simțit că arde, am mai căutat apă sau am mai căutat să-l mai ostoim. Eu am adus oameni buni, niște mățășori mai de la început și gospodinele de la Gelca au spus și cu mățășorii și ați ca niște mâți. Da, dar fiecare cu norocul lui. Dacă nu-i aduceam pe și ea hâduți, puteați să vă laudați cu aceștia frumoși. Da, da. Da. Deci, și cu asta ne lăudăm în concluzii, cu cei mai frumoși mățișori. Așa, astăzi, de la noi, ziua de florii, bucurine. Suntem cu mățișorii sfințiți acasă. Trebuie să știți că acești mățișori, la mine acasă, eu grez din ce știu, după ce erau sfințiți la biserică, mereau și în graj la jiti, mereau și la stână, mereau și să facă șai dacă nu te simțeai tare bine, așa că ea... Mare doctorie au fost cu mățășorii ăștia, fiecare să-și povestească mățășorii de la el de acasă, că eu, casa cel mai bine ți-o știi tu, nimeni nu ți-o știe. Deci, Ileanuță, mai povestește. Aceeași poveste e și la noi, dar o să mă duc aici la domnul profesor, pentru că el cunoaște tare multe lucruri despre tradițiile noastre din Bucovina. Domnule profesor, vă rog, bine ați venit în primul rând. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Cu mățășorii cred că e la fel peste tot. Se sfințesc la biserică în cadrul aceleași slujbe. În afară de ce a spus dumneavoastră, știu că se păstrează o ramură peste an la icoane, la loc de cinste și se folosește la nevoie, în vreme de calamități, trăsnete, fulgere și alte pericole. În rest, sărbători binecuvântate peste tot, într-adevăr, dorul ne-a cam făcut să îndurăm, dar trăgem nădejde. Cum îmi place mie să spun acum, ne plângeam că era greu înainte. Așa e. E foarte bine acum și ne bucurăm că avem timp de tradiții mai mult decât altă dată. Ne-l facem, dacă nu, o să întreb și gospodinii la Putna. Mă scuzați că eu mă bag, așa m-am învățat eu să mă bag. Domnul profesor Mihai Cârdei, el a spus că bun a fost și rău era, rău e amu, dar e bun așa. Acum să nu creadă cineva, că cineva e cineva. Deci, tot respectul, i-am călcat pragul, eu mai spun deși, din ce am văzut și dumnealui a reușit, așa în gospodării, în capătul grădinii, să rădeși o comoară de casă în care o adunat de la un sfert de sat, acum nu știu eu, din sate, toate priștorile, opcinșile, spuneți-o leacă, domnul profesor, că e remarcabil ceea ce ați făcut. Mulțumesc. Era vorba că fiecare spune din casa lui, nu de altuia. Eu am început. Ca să nu risc să mă scoată nevasta din casă cu vechiturile mele, mi-am făcut casa lor, a vechiturilor. E o căsuță foarte mică, unde inițial trebuia să țin o parte din costumele pe care le aveam și lucrurile pe care le aveam. Când am făcut căsuța, s-a dovedit că e prea mare pentru cât aveam. Am început să mai adun lucruri ca să nu fie căsuța goală. Acum căsuța e prea plină. Lângă căsuță a apărut și o șurișică și șurișica e plină.
mi-au plăcut de mic lucrurile de demult. Opincele nu prea le-am adunat din sat, le-am făcut eu. Avem costume populare, avem lucruri vechi, avem lucruri care altora nu le mai trebuie și avem lucruri care altora le plac. Și mă bucur că le plac altora și mă bucur că vin să le vadă și că nu doar eu știu ce sunt. Da, și uite așa, omul s-a prinde până nu le mai poate cuprinde. L-am întrebat pe domnul profesor și cu minunea aceea care a văzut acolo și a spus aici și crescătorii de moli. Da. Ce să faci? Trebuie să mai și râdem, că dacă nu râdem... Vreau să confirm un lucru, că într-adevăr este o familie de mare gospodar acolo la Bilca, la familia Cârdei. Domnul profesor Badea Mihai, cu nevasta, cu cei doi copii, nu pleacă... Deci în fiecare duminică sunt îmbrăcați în național. Chiar dacă unii oameni la biserică nu pleacă, chiar întotdeauna național. Oamenii ăștia își scot din lada de zestre cele mai frumoase costume în fiecare duminică la biserică. Toată aprecierea mea. Da, biserica și credința noastră înseamnă identitate. Costumul popular înseamnă identitate. Familia înseamnă identitate. Ceea ce știm noi să facem de acasă se cheamă tot identitate, că... Da, noi ne-am învățat să trăim și să lucrăm românește. Și să știți că din murit tot românește murim, dar una peste alta este o duminică care ne apropie de învierea Domnului, este o duminică a floriilor. Zic eu să mai ascultăm ceva cântare și apoi, Doamne ajută, merem la alți invitați ai domniei voastre. Sigur că da, cu mare drag. În această minunată zi de florii, știm că sunt la modă pricesnele. Chiar dacă nu sunt melodii specifice noastre bucovinei, ele au fost adoptate aici, pentru că foarte mulți ardeleni au venit la noi. Și ca să fac o critică domnului Călin, că spunea numai Gilca și Frătăuțu este pe aici, ia uitați-vă un pic pe pereți, stimați telespectatori. Eu zic că suntem la marginea domnului Călin. Și pentru că suntem la margine, avem artiști minunați și acolo, să știți. Ați ascultat-o pe Diana Cucurean de la Frătăuț, într-adevăr. Este o fată cu care ne mândrim toți cei din zona noastră Bucovinii. O Diană. Și iată că suntem iarăși sub zodia Dianelor. O să invit acum de data aceasta o altă Diană lângă mine, care este mărgineancă. Deci să știți că și marginea este la înălțime. Diana, studentă la conservator, care ne va interpreta și ea o foarte frumoasă priceasnă. Era seară liniștită, cu cerul senin, când fucina pregătită, frații mei, sosit ceasul să ne despărțim, voi să nu pierdeți curajul, oh.
Fiul cel mișel. Tu ești Iuda, zise Domnul. Du-te mai curând, iată cum sosit ceasul să faci ce ai de gând. Acolo-și vându stăpânul, Iuda cel mișel. Îl predă pe tu dispari, soră de frate, tată, mamă de copii, ca mare pot să știi. Bate-te, străina, tati, cât de tine am avut parte. Tu dispari, soră de frate, tată, mamă de copii, ca mare pot să știi. Distraină și sunt frate, nici flocul vatră nu-mi ardi. Tu dispari, soră de frate, tată, mamă de copii, uf, ca mare pot să știi. Până de acasă
și pe pământ trecător, strângi pe cei dragi aproape, când și nu se mai poate. Of, of, străinătate, tu desparți soră de frate. Așa e când vezi că dorul, eu când văd că dorul e greu cu cânticul, mă mai eu, că jocul și cânticul mi-a lină sufletul, cum spunea regretata Elisabeta Teleagă de la Straja. Dumnezeu să o ierte. Mi-aș dori ca această emisiune să reprezinte și un moment în care ne gândim cu drag la oamenii frumoși din viața noastră, care vor rămâne aproape, și l-aș aminti și pe domnul profesor Gheorghe Dolinski și pe doamna Elisabeta Teleagă. Și de asemenea mi-aș dori din toată inima ca această emisiune să fie dedicată oamenilor care în acest an s-au pus în slujba comunității și au slujit-o neștiuți, nevăzuți, dar au crescut atât de mari în sufletele noastre, încât sperăm din toată inima ca acești copii care vin să vadă, să simtă și să ducă mai departe ceea ce se cheamă respect pentru om, respect pentru comunitate, pentru familie și mai ales pentru profesie. Și pentru că am vorbit atât de frumos, iată, de Bilca, Puta, Frătăuți, Marginea, să știți că nici horonicul nu-i departe, pentru că în ceea ce urmează o să vă aducem aici în fața dumneavoastră o horonicioancă, tot fată de gospodari, care să ne cânte iarăși o priceasnă, Petruța Bădeliță. Jos sub cărucioară sturănată din trun sat, am văzut un om odată stând cu fața în mâini lăsată și cu frunte-a-n sângerată și cu frunte-a-n sângerată și plângea, plângea de parcă toată lumea l-a lăsat. M-am oprit atunci din cale lângă el, lacrimile-i curgeau vale printre de-ți venea să-i plângi de jale, de-ți venea să-i plângi de jale, călător pornit pe cale singure. Fața era albă toată ca de crin, dar albiața ei curată sânge și-a lui frunte-n sângerată, și-a lui frunte-n sângerată, o cunună
i-am spus să nu mai plângă, m-a privit duios. A pus fruntea-n mâna stângă și-a început din nou să plângă, ca și cum ar vrea să frângă, ca și cum ar vrea să frângă. Lacrima ce-i curgea lângă cruce jos, iar în palme și în picioare răni de cui. Și atunci, plin de mirare, mi-a e străinul din cărare, e străinul din cărare, când mă-ntorc minune mare, nu-l văzut. De-atunci trec prin multe sate și prin lungi, când văd crucele uitate, mie-mi pare că pe toate stă un Iisus care plânge, plin de răni și plin de sânge ca atunci. Mie-mi pare că pe toate stă un Iisus care plânge, plin de răni și plin de sânge ca atunci. Dacă prima parte a emisiunii a fost motivul dorului, să spunem așa, vreau să dedic și eu acest cântec pe care l-am scris special pentru ai mei copii, pentru că foarte mulți dintre ei au părinți în străinătate, să știți, acolo la noi în zonă și probabil ca și peste tot se muncește în străinătate și mulți acum de Paști nu au acasă pe cei dragi, nu au acasă tata, mama sau bunicii. De aceea, dragii mei, știu că dorul arde și arde atât de tare, dar cu cântecul ne-l mai ustoiem și cu aceste momente frumoase, dragi sufletului nostru. Spuneați de Gilca, frătăuți, marginea, avem și putna. Și m-a criticat domnul profesor că, oameni buni, la mărgineni, numai să nu-i uiți, că dacă te-ai uitat, iasă Sfântul Dumnezeu. Dar în familie, rămâne în familie și eu sunt mândru de familia mea bucovineană, să ne ajute Dumnezeu să trăim frumos, pentru că dacă nu trăim frumos, degeaba mai trăim. Te las să ne prezinți gospodinele de la Putna. Da, uitați-vă aici ce frumuseți ies din mâinile lor, extraordinar. Doamnelor, dați-mi voie să vă felicit și să vă spun bine ați venit la sărbătoarea noastră bucovineană. Mulțumesc frumos de invitație și sper să vă placă cu ce am venit și
Este imposibil să nu placă ochiului, sufletului. Eu vreau să ne vorbiți puțin despre tradițiile de la Putna. Așa cum am spus, peste tot probabil că este cam același lucru, dar poate aveți ceva aparte. Putna se lucrează puțin mai diferit. Cum să vă explic eu, în brâie, modelele în brâie care reprezintă costumele noastre tradiționale. De exemplu, ăsta, uitați, alb, negru și puțin roșu, alb, negru și... Modele de pe cămăși. Așa, modelele de pe cămăși, de exemplu, altița, batista. Avem aici coada păunului, care reprezintă modelele noastre tradiționale din Putna. Vreau să ne explicați un pic tehnica, ce aveți dumneavoastră aici și cum se fac aceste minunății. Aceasta este o chișiță care este lucrată, făcută pe un vârf de ac, o tăbliță un vârf de ac învârtită, și se pune, introduce pe un bețișor de lemn și cu asta scriem. Trasăm modelele pe o, după care introducem în culoarea galben, trasăm iarăși cu galben unde vrem noi să rămână galben, în roșu, iarăși trasăm pe unde vrem să rămână roșu și ultima fază, negru. Sunt deosebit de frumoase. Deci acolo este ceară, da? Este ceară, da. Trasat modelul, primul pas pe care îl facem noi pe ouă e trasarea modelului cu ceară, de pe care îl băgăm în culori. Galben, roșu și negru. De unde știți această tehnică? Eu am preluat-o de la mama și mama a preluat-o de la bunica. Sunteți rude dumneavoastră? Nu, suntem cumnate. Deci cumnate. Toți sunteți o legătură cu o familie. Da, deci da, merge da. Mai departe să înțeleg această... Aveți copii? Da, am doi copii. Și învață și ei, le place? Nu le place. Trist, dar nu vă lăsați, nu renunțați, este musai să le placă. Am un urmaș, poate... Așa, din copii care să învețe să meargă tradiția mai departe. Uitați-vă aici ce bobocei frumoși și trebuie, dacă nu noi, atunci cine, nu? Apropo de nepoți și de copii, tata meu, Dumnezeu să-l ierte, spunea, hei, dacă știam când ești așa de dragi nepoți, să facem prima dată nepoți și după aceea copii. Acum, hai să ne uităm la un nou încondeat. Dacă acest ou avea culoarea cenușie, n-avea ce să caute între noi pentru că nu ne reprezintă. Așa, dacă îl pun, parcă ar și de pe costumele noastre. De ce mățișorii în acest moment? Pentru că ei reprezintă viață. Nu? Natura se trezește la viață. Un ou, dacă îl punem la cald, sub cloșcă sau, mă rog, la cloșitoare sau cum ne gândim noi, naște viață. Deci, tot în acest moment când toate se trezesc la viață, acest ou înseamnă viață. În acest, marea majoritate a ouălor încondeate au două planuri. Da? Cum s-ar spune lirica noastră populară, că lumea asta e făcută dintr-o lume nivazută. Omul e făcut din lut și se întoarce în pământ. Deși într-un gând l-am rugat pe Domnul Sfânt în ideea sănătate, vânturi, linii, ploi, bogate, liniște și pașe în țară și pânii, bună, la vară. Iar nouă la plugari sunt ideea braț tari. Poporul nostru, în general, a crezut în muncă, a crezut în familie, a crezut în viață, a crezut în Doamne, Doamne. Ați văzut că ouăle de obicei în preajma Paștelui să mai dau și în grâu. Grâu, dacă îl pui la cald, și face. Încolțește. Înseamnă ce înseamnă? Viață. Așa că tot ce ține de sărbătorile Paștelui înseamnă viață, oameni buni. Și copchilașii ăștia înseamnă tot viață și ceea ce suntem noi împreună înseamnă tot viață, drept pentru care celor care ajută să ne fie viața frumoasă le rămânem recunoscători și le mulțumim din toată inima. Mulțumim, domnul profesor Dumitru Pomohaci, pentru faptul că ne țineți acolo unde trebuie, la respect, ca să putem să fim respectați. Să vă ajute Dumnezeu în tot ceea ce faceți. Mulțumim frumos. Domnul Călin, iată că oameni precum doamna Lenuța, cum a fost Dumnezeu să ierte doamna Elisaveta Teleagă și mulți, mulți alți dascăli care nu au uitat de unde au plecat
și au știut să aprecieze ceea ce a fost și este frumos în satele noastre bucovinene. Ați vorbit atât de frumos despre viață, despre minunea aceasta de ou, care știți foarte bine, ați fost și dumneavoastră, am fost și eu de atâtea ori în străinătate și vă spun sincer, cu mândrie, atunci când mergem la oficialitățile din unde plecăm noi și ducem câte un ou, două din astea încondeate, am spus, cum ne-ați făcut asta la calculator, cum sunt făcute? Și atunci când le spunem noi că nu, sunt de mâna gospodinilor noastre bucovinence, oameni și femei nemaipomenite, cum nu sunt poate altele pe pământ, rămân pur și simplu uimiți. Rămân uimiți pentru că, într-adevăr, ceea ce creează acești oameni minunați, în fața lor trebuie să ne plecăm cu respect oricând și oriunde. Oamenii sunt mândri, nu-i așa? Toată Bucovina este o grădină. Dar atât de frumos cum cântă bucovenenii noștri, cred că nu cântă nimeni altcineva. Doamna Lenuța are pentru a încheia într-un mod atât de frumos acest prim moment o melodie care eu sunt convins că o să ajungă la sufletul dumneavoastră. Nicăieri, ca în sat la noi. De unde v-a venit această idee? Pentru că suntem în sărbători și toată lumea se gândește doar la acest lucru. Cred că cel mai frumos este în satele noastre bucovinene, nu-i așa? Sincer vă spun, atunci când am scris acest cântec, l-am gândit ca un imn al comunei Bilca, dar acum se potrivește exact. Nicăieri ca în sat la noi, nicăieri ca în satele bucovinene în prag de sărbătoare. De aceea, dragii noștri, sperăm că aceste momente minunate vor pătrunde în sufletele dumneavoastră, vă vor aduce bucurie multă, liniște și pace, așa cum avem nevoie tare, tare mult. Într-o grădină, șalaila, la la la.
Iată, stimați telespectatori, că am ajuns acasă. De ce spun acasă? Eu sunt născut în Magnea, sunt fiul al satului și mă simt mândru acolo când merg în satul meu natal. Așa că, domnul Călin, Bucovina înseamnă și Marginea și acolo avem oameni gospodari și acolo avem dateni și obiceiuri care se păstrează de ani și ani. Iată, nu mai departe decât ceramica neagră, cunoscută în toată lumea. Un lucru cu care se mândrește toată România, nu numai Bucovina noastră, nu-i așa? Deci, domnul profesor, nu să spuneți că la Marginea sunteți la dumneavoastră acasă, dar eu când mă duc în țară sau în lume, oamenii spun, uite oalii negri de acasă de la tine. Așa e. Deci ești și acasă la mine la Marginea. Tot, sigur că și da. Și mulțumesc din toată inima că în toate casele în care am intrat și chiar la gospodarii pe care dumneavoastră îi vedeți, la bădița Aurel Halip, care ține steagul sus și îți mulțumim, bădiță, că ții steagul sus la Marginea. Cât mai avem încă vreo doi oameni și dacă mai avem stâlchi de care se leagă cai, nu ne temem că rămânem fără cai. Exact, sigur că da. Și mai are ce ne trage la căruță. Deci Marginea a avut dintotdeauna oameni talentați, oameni muncitori, gospodari cu care satul s-a mândrit și se mândrește și în prezent. Iată, nu mai departe decât acest grup de bărbați, oameni care știu să ducă tradiția mai departe. Chiar denumirea grupului lor spune multe. Păstrătorii de tradiții. Ce-i mai frumos decât să asculți oameni simpli, oameni care nu au pregătire muzicală, dar cântă cu sufletul și cu inima. Sunt oamenii pe care îi găsim duminică de duminică la biserică și indiferent cum ar fi, știm că cineva este acolo și ne păzește. Bădița Aurel, bine ai venit cu gospodarii dumneatale alături de noi. Și mă lăsați pe mine să încep eu, nu-i așa? Bădița Aurel, eu îi spun Aurel pentru că noi ne știm de când eram copii aproape. Trăiești foarte aproape de locul renumit, celebru în Marginea, numit Ceramica Neagră. Iată că suntem înconjurați aici de lucruri specifice acelei zone, acelei colț din Marginea. Cum ai văzut ceramica atunci când erai copil? Mai ales că erai în apropierea ei și cred că ai avut și ai prin fotografiile de aici oameni cunoscuți, oameni prieteni pe care ți-au fost, cu care ai împărțit bucurii poate ani și ani de zile. Da, bine v-am găsit și vă mulțumesc foarte frumos pentru invitație și cu drag am venit aici. Noi în grup suntem 8, dar din păcate 12 prin germane sunt plecați, la unul soția au plecat și așa că am venit 4, dar am venit la chemarea dumneavoastră, a lui domnul Pămâi și a lui domnul Călin. Mă bucur și vă mulțumim. Și acum să spun ceva despre ceramica Marginea. Domnul Vladimir, Dumnezeu să-l odinească, a fost vecin cu mine. Eram copil mic, mergeam cu Daian, înainte de a se face ceramică, aveau fiecare horn de oale acasă, așa cum este cel de acolo deja. Fiecare gospodar, dacă la 4-5 case sau la mai multe, era un hor de oale. Chiar și la mine acasă, piste drum, era un hor de oale care făcea oale magopăți. Tot magopăți, îi spunea Costan magopăți. Eram acolo și când mergeam la olarii respectivi, ne chemă, hai veniți până la mine. Vine până la mine în coadă. Era mai mulți, băi, că atunci nu aveam telefoane să ne jucăm pe telefoane. Jucăriile noastre erau pe tolocă. Și mereu, hai să vedem cum face. Și am spus lui domnul Călin mai întâi să-mi spui o întrebare, câte oale au făcut roata aia? Dar întâi am spus, l-am întrebat pe Ilie, care e șeful aici la muzeu, Ilie Olărean. O spus că nu știu. Păi cam așa, aproximativ, poate au făcut vreo 2-3 mii de oale, aia roată. Și cu aia au lucrat oameni gospodari, care ei, printre aceea, prin roata aceea, își menține hrana la copii și la animale, pentru că cu oalele merge la regat, așa se cheamă, la regat. Cum? Încărca, vedeți acolo o femeie undeva, aranjează oalele, să le încarce, le număra și le încărca în caruță, nu în faeton, și merge o zi și o noapte, tocmai pe la Dărăbani. Și da o oală, în schimb, ăla cu oala așa îi pune grăunțe și o turnea în sac. Sau dacă nu meri, ducea cu meri, tot cu oală de meri, dar la ea și îi lasa oala. Bine, acum eu, când eram copil mic, eram la respectivul, la Badea Vladimir sau la domnul Pascaniuc,
un ceșu pascanu, să cum ești, sau Arcadi Berindian, ni un je, ni un je cu lut, cu lut, cu fleș, așa spune, fleș, ni un je pe la nas, pe așa țara și bă, uite, uite ce băiați pe bușoi. Și noi ne uitam la altul și râdeam la băgașare, râdeam la dâns, băi, și nu știam că eram tăți unși cu, și mai cu teșuni, mai meream, și la horn, acolo era și acolo, mai era un ajutor de lui, și ni un je cu teșuni, așa, băi, și ne râdeam unul de altul, așa era atunci. Și vedeți, și mă bucur tare pentru invitații că noi, marginenii, avem cu cine mândri cu ceramica neagră. Dintotdeauna am fost acolo, am avut câțiva ani, știu, vreo 15 ani, o filmare la Marginea, care a venit TVR1, poate știți dumneavoastră, când a fost așa. Și o filmat, o plecat, acolo a fost frumos. Și cu ceramica Marginea, eu toată ziua trec pe acolo, și când văd turiști, fiecare oprește să vadă ce este în comuna Marginea. Și de asta ne mândrim. Trebuie să mulțumim și să fim mândri că totuși sunt oameni care duc încă tradiția mai departe. Avem familia Magopăț care a rămas încă fidelă acestei îndeletniciri străvechi și datorită lor, iată că Marginea a ajuns să fie cunoscută peste tot în lume. Peste tot în lume este cunoscut și acest muzeu minunat în care noi suntem astăzi și în care invitații noștri ne vor cânta câteva melodii deosebite. Acest muzeu minunat care are un custode cu numii predestinat. Ilie Olărean, nu? Așa este. Dacă e de la Marginea și Marginean, și tot Marginean, și exact. Mulțumim, vă lăsăm să ne cântați pentru ziua de flori. Lumea mea.
La zi de sărbătoare, toată lumea se prezentă în familie, cu cântec, joc și voie bună. De data aceasta am avut ocazia să ascultăm niște oameni minunați, niște adevărați gospodari care au cântat melodii tradiționale, melodii de o autenticitate deosebită. Domnul Călin, haideți să vorbim despre acești minunați artiști. Mulțumesc, domnul profesor. Oameni buni, astăzi în ziua de Florii avem bucuria să vă poftim la noi în Cașa Mare și acest lucru se datorează televiziunii Cromtel, domnului profesor Dumitru Pomohaci și domnului Ionel Hrincescu. Vă mulțumim din toată inima pentru că ați venit cu propunerea înspre noi, înspre Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, pe Centrul Cultural Bucovina, să fim alături în familia satului nostru românesc, într-o familie a cărei valori trebuie duse mai departe, ale cărei valori. Ceea ce vreau eu să vă spun este faptul că sunt oamenii frumoși din viața noastră și eu de când am început emisiunea am simțit o energie foarte, foarte bună, cu atât mai mult cu cât suntem în acest moment găzduiți de unul dintre muzeele etalon din România. Și este cel mai vechi muzeu din Moldova. Ca să auzim bine, ceea ce spunea și domnul Călin, în zi de sărbătoare, în zi de lucru, ușile muzeului sunt deschise pentru toți. Oameni dragi, veniți și vizitați-l pentru că nu veți regăta, aveți ce vedea. Moștenirea neamului nostru românesc este aici în câteva zeci de camere și tot ceea ce veți vedea este de o valoare inestimabilă. În spatele nostru nu este altceva decât lada noastră de zestre. Dacă nu știați că avem ceramică de clasă, să știți că ceramica de Rădăuți, despre care vă vor vorbi gazdele noastre ceva mai târziu, este în acest moment reprezentativă în spațiul românesc, cu atât mai mult cu faptul că suntem într-o zonă foarte, foarte curată românească. Da, și alături de ceramica de margine pe care am văzut-o în câteva din momentele trecute, iată că suntem aici la ceramica de Rădăuți. Ceramica de Rădăuți cultivată cu brio de celebra familie Colibaba. Este vorba despre marele Constantin Colibaba, fiii Țărănoșoară, iar mai târziu acest meșteșug a fost urmat și preluat de către nepoții lui. Florin este în Germania în acest Florin moment. Planul se întoarce și a promis că pune din nou bazele școlii de ceramică aici la Rădăuți, în spate ceramica de cutii. Toată această bogăție ne reprezintă și ne onorează. Și alături de ceramică, iată că și aceste cântece minunate, scoase din lada de zestre de oameni minunați, oameni simpli, oameni care știu să ajungă și să atingă coarda sensibilă a fiecăruia din noi. Da, o curățenie care este reflectată și de costumul popular. Eu port o cămeaș de straja, mă onorează din nou acest veșmânt, păi și bunghița, și inima, și tătei distrajați la mine.
Domnul Călin, aveți acolo în stânga dumneavoastră asta vreau un să meșter vă spun. Care, într-adevăr, face niște lucruri minunate, deosebite. Da, vreau să vă spun că o samă dintre noi, o samă și-o tras pe samă și s-au întors acasă, s-au apucat de treabă. Gică Morar este cumnatul lui Valică Juravle de la Straja, Valică care este inima nevăzută a mișcării artistice din Straja. El a fost și alături de doamna Elisabeta Teleagă, el este și alături de Doru, de Ilenuța, de Tița, de toți cei care suntem siguri că vor fi din nou în fața domniilor voastre. Anul acesta încă suntem cu sufletul acela care a fost Elisabeta Teleagă și vom fi veșnic. Câteva cuvinte prietenului nostru, meșterul popular, Gică Morar de la Straja. Mă bucur și vă mulțumesc că m-ați invitat aici. Da, într-adevăr, coase în bondiție la Straja. Nu, ăsta nu e model de Straja, dar în fine, asta aveam pe masă, asta am luat cu mine. Taică mi-a fost cojocar, bunicul la fel, străbunicul, deci suntem o familie de meseriași din toate timpurile. Deci v-ați întors acasă. Unde ați fost? Am fost în Spania pentru un an, doi, m-am gândit, ne-am făcut niște calcule, am zis că în doi ani rezolv problema cu casa, cu mașina, dar n-a fost așa. Au trecut vreo 20 de ani. Și, dar înainte de asta coseam cu taică, mi-l ajutam și am moștenit de la el și mulțumesc Domnului această meserie. Întrebare. Așa ca cei care se uită la noi de acasă să-și facă o idee. Se poate trăi în momentul ăsta? Se poate. Din cusut? Nu e nici chiar, dar e bine așa, e de mijloc. Domnul Călin, iată că se adevărește proverbul și zicătoarea românească, fie pâinea cât de rea, tot mai bună e în țara ta, nu-i așa? Este adevărat. Noi suntem bucuroși că ne-ați fost astăzi oaspete, dar ne ducem de la un gospodar de 50 de ani la unul de 80. Câți bădiță, Nicolae? 88. Mulți înainte. 88, mulți înainte. De fiecare dată l-am găsit verde și îmi pare că dacă ne apucăm de cosă, nu ne putem ține de el. Așa e. Domnul Călin, dacă vă amintiți, într-o emisiune recentă, împreună cu dumneavoastră, am vorbit foarte, foarte mult despre taraful tradițional din Bucovina. Ceea ce avem astăzi aici și ați adus dumneavoastră în fața noastră este o monstră din ceea ce înseamnă taraf autentic bucovinean. Un instrument, din păcate, din ce în ce mai greu de abordat de către tineri, fluierul fără dop, care este la fel ridicat la rang de să spunem, instrument internațional de către marii noștri instrumentiști ai Bucovinei. Să ne amintim de Silvestru Lungoci, care a fost un hronician de aici, de al nostru. Să ne amintim de Costică Sofian, Umgelcan, care, iată, din păcate, două nume care nu mai sunt, dar care au făcut enorm de mult pentru acest instrument. Iar la orice tarafa tradițional, toba nu lipsește, nu-i așa? Așa este în acest moment. Eu trebuie să vă aduc la cunoștință faptul că avem taraf tradițional la Ciocănești, avem un taraf la Poiana Ștampei, mai avem un taraf la Fundul Moldovei, unul la Sadova, unul la Vama, unul la Straja, unul la Putna cu Alexandru, unul la Vicovu de jos cu Alexandru Cozaciuc. Mai avem un taraf la Fundul Moldovei, am spus, da? Avem un taraf la Mălini, mai avem un taraf la Dolhești Mici. Oameni buni, încă mai avem câteva formațiuni de taraf. Încă mai avem câteva fanfare țărănești care ne bucură sufletele. Eu zic că încă mai avem cușii. Thank you.
Bădiță Nicolae, spune Natalie să te audă tătă lumea, cum s-o trăit, cum se trăiește și trebuie la un om și mulțumit pe lumea asta. Diferența de acum și acum 70 de ani în urmă, cum să vă spun, pe timpul și era se trăia numai din pământ și din animale. Pământul da roade, omul se îmbraca din câini, păin, cămăși, aia se și se fac amul la muzeu și se le arată, îți de pe timpuri de pe 70 de ani în urmă. Atunci punea cânipă, o melița, o punea la baltă, era muncă pentru o femeie, nu ca acum. Acum merge din magazin ce îi place. Atunci o femeie era sclavă. Până ajungea era se gospodin, așa era, dar era munșită față de muierile cum s-a mult, cum trăiesc acum muierile. Merge în magazinul să de tăti. Atunci tăti era. Îmbrăcămintea, cum domnul zică, oile îți da piele, îți da lână, faceai bluză, faceai bondă, faceai ciorapi. Se trăia numai din animale și din pământ. La magazin mergea și lua zahăr, ulei de astea, nu mai era ca acum și evrei așa îi găsești. Numai. Atunci femeile, ele era magazinele. Ele de atât. Era muncă pentru dânsele. Până creștea, o culegea, o ducea la baltă, o ducea, o usca, de pe și o usca, o melița, o tragea pe ragitoarele și ele, o facea fuioară. Iculea mergea seara, sta până târziu. Torșea, o facea pentru țasut. Acum se culcă de vreme și se scoală Dumnezeu primască. Ele atunci noaptea, până la 8 de noapte, numai sta și torșeau și faceau bluji de astea. Cojocari, într-adevăr, specialiștiam. Noi mei cum au fost înainte, era mai înapoieți. Nu era așa o finătate ca amu. Flori și fel de fel de bonzi. Păi, e diferență mare de cum au fost și cum i-am. Dar spuneți-mă, atunci la petreceri, la nunți, la baluri, cine cânta și cum erau vremurile pe atunci? Era așa cobze. Deci nelipsită cobze. Da, vioară și... Mai aveam trei muzicanți. Era așa, muzica lui Tri Dumitri. L-aveam, era așa, țiga, Dumitru lui Bărâlcău, Moșneagu, știi, era trei muzicanți care și l-o zicea, arhonim și pe cine luăm, pe muzica lui Tri Dumitri. Într-adevăr, Moșneagu ăsta și cânta în vioară, m-a făcut școală, la Șernăuț cu ăsta, cu... E mort. Bine. Nu, Ion Drăgoi. Da, cu amândoi. Era așa, extraordinar. Dar n-avem nicio înregistrare. Unica așa, n-am avut nicio înregistrare. Și era foarte văzut. Și jelea asta care este așa, domnul Dumitru, care avem toată jelea asta, iar lui Țiga e venit. Și-o cântat-o și bădița Vasile Mucea, jelea care o cântat. Merge băiatul, unii vorbea cu fata, mi-așa și aranja cu părinții ei, domnule, noi vrem, uite, eu vin să-ți iau fata. Când vin să fac tocmală, zicea, la tocmală. Punea, vii sâmbătă, seara, așa, așa. Păi la tocmală, când merge, fata avea oamenii ei acasă și nirile, îți lua oamenii lui, la 6, 7, până la 10 oameni, locul dânsul. Mergea la tocmală, ajungea acolo, tot așa, avea muzică, nirile mergea cu o ladă de băutură, dar băutura nu, ca o fierbie, domnule, o facea ca o mâncai cu pâine. Nu-i de ceai. Și ajungea acolo, na, bună seara, bună seara, domnule, s-a așezat tăs la masă, na, începea să bie câte un pahar, două, bun. Domnule, întreabați-mi la ce am venit aici. Păi n-a ne spune la ce am venit. Mirili, scula, n-am venit să-ți iau fata. Da, bine. Bun, bun, iei fata, dar
ăștia și îi luai oameni, bine, ia, dar să vedem ce îi dai fetii. Nu, am dat, spunea, îi dau atâta pământ, îi dau vacă, îi dau oi, îi dau zestri, atâtea pierini, atâtea cutare, că atunci era văzute pierinile și scorțele de pe pereți. Asta era zestrea fetei. Că dacă avea fata, era îndotat și mnirile, mergea, poate crea câte 2-3 ani, mergea noaptea și se uita la geam. Ce lucrează mnireasa? Face ceva aia noaptea, ori nu? O pândea tătă noaptea, de aia nu știa, nu mergea la dânsa, s-o grea cu dânsa. Mergea înainte să o vadă ce lucru face ea. Și mă vedea, dacă vedea că e bună, mă, ta, eu vreau să iau pe aia, haideam la tocmară. Mergea la tocmară. Și după aceea urma nunta și petrecerile, nu? Acolo o punea la cale. Domnule, atât te-am dat tu, dar tu ce-i dai fișorului? Păi, ne-ai dau asta, asta, îi dau caruță, cai, și avea care era... Și să înțelegeau, punea nunta pe data de. Da, așa. Apoi cu o stămână înainte, punea vatajoi. Îmbla. Am nereață vatajoi și a mirului. Păi avea cuturile, cum era, zicea, pe cuturi fiecare. Avea o listă. Și pe listă aveai 60-70 de căs cât aveai. Îți da 2 kg de horil, că aveai trăistuță, le puneai în trăistuță, aveai tabelul, mergeai la casa omului, bateai în gang, ieșea omul afară, bună ziua, bună ziua. Domnule, am venit să vă chem la nuntă, la nunta lucutare. Și îi spuneai, da. Normal, așa se spune. Vă poftit, poftit nirile și nereasa, nu nici mari, socri și mari, dacă aveți gust plăcere, veniți la nuntă. Din lor vă poftesc și eu. Eu tare mult am fost batajer când am fost baitan. M-a luat, iar am, îmi plăcea tare servis, știi, și m-a luat tăți. Și apoi, da, dacă vrei, știi, eu îi spuneam, mă, atâți ai, atâți ați venit la nuntă. Care nu bea paharul? Așa, păi dă, n-a, evident, poate că nu. Știai că nu vine, eu făceam un straip acolo. Când mergeam seara la mnirii acasă, domnule, inia cam atâția, dar de unde știi, inia asta nu băută, asta nu, asta nu, așa, care avea devenit, bea un par, mai dăm unul, dar bea și două și trei. Poate nu ți-a înjungea, că altul mai era beție, așa, trebuia să mergi la mnirii înapoi, domnule, mai dăm că n-am gătit ceamat, mai dăm un chil de horil, că domnule, se gătește ceamat. Mă, dacă am și părere ai, mă, cam aici și mărg atâția, atâția, acolo nu prea bine, ai ceva neamuri. Îi spuneai tot. Papa vine la nuntă, spuneai nunta pe data de, seara, duminica, ia la nuntă, îi spuneai când îl cea mai la mâine la nuntă, la cutare, nunta uite unde, nu era ca un camin, acasă la om. Se facea nunțele în căs. Scoateai tot din căs, intram în două cămeri, atâta. Cât știai că bagi în cămeri, atâta ce mai. Și despre asta s-au făcut copiii frumoși și inimoși și am ajuns... Iar ținea și câte două zile. Nu că am un repede, domnule, dimineața, eu mâine am de amuzat. Da, acum oamenii trebuie să meargă la servici. Da, da. Și nu, atunci ținea... Da. Ar fi foarte multe de povestit și eu cred că cel mai bine este să dăm noi o fugă până la straja, să punem nunta așa la icoană, cum știm noi că trebuie pusă, da. Cu toate stregaturile și cu toate minunile de pe vremea aceea. Eu stau și mă gândesc că dacă aveau femeile atâta de mult de lucru pe vremea aceea, când mai aveau timp să mai facă și copii? Nu te-i timp. Era locul întâi. Verde patru pomi, supărat-i omul, Doamne, când s-a culcă și n-adoarme, ar mânca, dar nu-i foame, ar mânca, dar nu-i foame. Da, mai
m-ai supărat atunci măi, când ești de boi pe jos măi. Și vașile pe juniș, și șubotile pe ochinși, și șubotile pe ochinși măi. Oi, ne-o lasa tata pământul, și-o zis în noi, uit cuvântul, că la țara-n țara-i locul, și pământul-i norocul, și pământul-i norocul. Moșul mi-o zis mai înainte, uai că norocul nu s-a vindi, că de s-ar vindi pe bani, nu l-ar cumpăra țărani, nu l-ar cumpăra țărani măi. Țăranii vreau boi și fână măi, uai că norocu-i cu stăpână măi. Și stăpânul cu-i s-a-ndur, de norocu cu masur, de norocu cu masur. Cât te faci pe lume, Doamne, tăti le faci bine. Da, nu da norocul meu, să-l bei boi-n părău, să-l bei boi-n părău, măi. Dă-mi, Doamne, cât să-mi ajungă, uai, minte-n capara-l-i-n pungă. Nu-mi da, Doamne, cu păcat, mintea-n pungă l-a păstrat, ce numai para-l-i-n cap, măi. Cât de-mi-o-i vinde pământul, rascules moșe mormântul, ce-s mai rău ca frunza-n vântul. Iată că am schimbat un pic registru și dacă până acum dumneavoastră ați fost cel care luați pe alții la întrebări, domnul Călin va veni și dumneavoastră rândul. Știți că la noi la Bucovineni e obiceiul ca de sărbători, de zile importante, să inviți musafiri oaspeți. Ați invitat pe acești oameni minunați, acest grup extraordinar. De unde sunt? Cine sunt? Cum i-ați unit? Pentru că este o formație de talie, să spunem noi, de spre performanță, nu este numai un taraf tradițional. Da, spunem cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Sunt oamenii din viața mea, taraful Opcina. De la dreapta la stânga, el este Ovidiu Aluncăriței, prieten bun al nostru, este și cumnatul lui Cristi Săveanu, care este cu basul. Cristi vine din zona Călineștilor, Sucevei. Liviu Țăran la Fluier, el vine de pe Opcina Ursului, de la fundul Moldovei, este nepotul celui care a fost și rămâne fluierașul de marcă al Bucovinei, moșul Iriei Cazac de la fundul Moldovei. Alături de mine Cezar Devisevici, știe toată lumea că cei doi, Cristi și cu Cezar, îmi sunt apropiați și din copilărie noi
am trăit împreună, am muncit împreună, am cântat împreună. Mai lipsesc din formula de astăzi Doru Cotos de la Straja, de pe Opcina Mare cu Vioara. Mai lipsește bădița Vasile Ungureanu de pe Opcina Stănișoarei de la Mălini. Ce să vă spun, în acest taraf am adunat câte un reprezentant din tarafurile județului, nu din toate, dar sunt colegii, prietenii mei, oamenii cu care am împărtășit același sistem de valori și am zis noi că ne se șade bine de la o vârstă, deci când treci de jumătatea ceea de sută, să leși într-o parte cămeașele cu flori și să stai pe lângă alții care îți fac viața sărbători. Da, într-adevăr, am spus că este o formație deja spre profesioniști, pentru că, într-adevăr, ceea ce ați cântat și modul în care este aranjat sonor spune multe despre munca dumneavoastră, ceea ce faceți aici. Aș vrea să vă întreb cum v-a venit această idee, pentru că știindu-vă cu alte preocupări, dintr-o dată ați trecut și la muzica tradițională, muzică ce, iată, prinde foarte, foarte bine în rândul oamenilor. Domnul profesor, fiecare dintre noi a fost format într-un anume mediu. Eu de 12 ani, făcând parte din colectivul Centrului pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, am avut o legătură strânsă cu oamenii care au iubit și au slujit satul românesc. Vreau să îl menționez pe Aurelian Ciornei, cel care a folosit toată priceperea lui să mă aducă la Centrul Culturii Tradiționale. Vreau să îl menționez pe Constantin sau Costan, Badea Costan de la Moara, Badea Costan Irimia, care în acest moment crește acești copii minunați, așezați tot pe instrumentele tradiționale și tot educați în spiritul valorilor satului românesc. Nu-l uit pe Constantin Hrehor, poet, scriitor, grafician, muzician. Nu-l uit pe Badea Camilar, Mihai Camilar de la Gura Humorului, sau el este de la Udești, dar trăiește la Gura Humorului, un alt munte sacru al culturii noastre tradiționale. Nu-l uit pe Ioan Iacob, cel care a fost animatorul cultural al grupului artistic al ansamblului Arcanu de la Fundul Moldovei. Nu vă uit nici pe dumneavoastră, domnul profesor, nu uit pe toți oamenii frumoși din viața mea care au făcut ca eu să fiu un produs bun în acest moment, sper, din toate. Nu bun, foarte bun, pentru că, într-adevăr, ceea ce faceți dumneavoastră este un exemplu de bune practici, cum spunem noi cei din învățământ, un exemplu pe care ar trebui să-l ia foarte multă lume, în serios, pentru că, nu, am spus, nu ai oricând la dispoziție, nu oricând ai prilejul să vezi niște oameni cântând atât de frumos și atât de curat cum cântați dumneavoastră folclorul. Ce ne mai propuneți în continuare? Eu, dacă tot suntem în Ziua de Flori, vreau să aduc în casele dumneavoastră urările de bine și în spiritul stilului nostru arhaic bătrânească, să vă aduc o bătrânească așa, de pe Remezău, de pe lângă Remezău, o să și zâmbiți, dar până la urmă așa nișea de bine nou bucovinenilor să și moțărucă și șugubăți, că nu-i râde inima la tăți. Se cheamă Catrina lui Costanău și dacă nu o știm sau dacă nu avem curajul să o cântăm, eu îmi asum acest curaj pentru că este una dintre metaforele frumoase din folclorul Ținutului Rădăuților. Haideți să o ascultăm și să o cântăm împreună cu drag! Catrina lui Costanău, da, Catrina lui Costanău, și-o pus vârșa-n vadumneu, și-o pus vârșa-n vadumneu. Mai
la deal într-un șfarac, dar mai la deal într-un șfarac. S-o bagat în vârș un rac, s-o bagat în vârș un rac. Nu știu-i racori popâșoi, dar nu știu-i racori popâșoi. Dă-nainte, dă-napoi, dă-nainte, dă-napoi. Păi da, Catrina-i mai cu minte, da, Catrina-i mai cu minte. Dă-napoi și dă-nainte, dă-napoi și dă-nainte. Vai și amar fi meili, vai și amar fi meili. Din Aravea vârșili, din Aravea vârșili. Greu le-a și a discurcat, da, greu le-a și a discurcat. Din Armai prin Vișava, din Armai prin Vișava. Căra sari soarele, da, căra sari soarele, ies în luncă fetele, ies în luncă fetele. Tăt cu vârșă pe masură, tăt cu vârșă pe masură, prin la raș pe alea satură, prin la raș pe alea satură. Veste, la neas fără de veste, lunca-i plină de neveste, lunca-i plină de neveste. Cu vârșă de șelea tari, da, cu vârșă de șelea tari, să prindă rașii și-ai mari, să prindă rașii și-ai mari. Când a sfinti soarele, da, când a sfinti soarele, ia ca vin și babili, ia ca vin și babili. Cu vârșă de șelea răle, cu vârșă de șelea răle, nu prindra și tăt lijeli, nu prindra și tăt lijeli. Așa-i vremea, vremuiește, așa-i vremea, vremuiește, vârșa să hodorojești, vârșa să hodorojești. Din o pui la rasarit, a din o pui la rasarit, haznă n-ai la asfințât, haznă n-ai la asfințât. Crupa ta de fagadău, te-ai gândit cam să mor eu, până mor ți-o-i sta înainte, să te biu, să mă ții minte. Rai, 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 ra, 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 ra.
bătut dorul în poartă. Care dor e greu pe lume, așa lași n-o să spun, of dor. Dorul ești, dor măișă, dor călător. Care dor amar te apas, numai dorul cel de acasă, of dor. Dorul ești, dor măișă, dor călător. O vini la mine, dacă așa scaiu să tot țâni, n-am partit de chini. Care dor-i greu pe lume, da, și lași nu o să spune. Dor-i dor și altul nu, și mi-arde sufletul, of dor. Dorul ești, dor măi și dor călător. Dor-i dor de un an și-o vară, inima ne foc și par, of dor. Dorul ești, dor măi și dor călător. Cântorul de fată, dar nu se uită niciodată, și-n prate așteaptă, măi ram-tam, diri-diri-diri-da. Dar cântorul de fată, dar nu se uită niciodată, și-n prate așteaptă, măi ram-tam, diri-diri-diri-da. Hei, du-te, dorule, departe, de hodină să-mi parte. Hei, du-te, dor, că lumea-i mare și nu mai ești în cali, hopa, și numai așa. Călini, hai dați mai către mine, că eu știu a juca ghini, diri, 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 da. Frunză verde, meri coapte, cu mâna pe la spate, hai cu jocul mai aproape, diri, 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 da. Joacă, joacă, mai leliță, în cameșă și catrință, și mai zâșă din guriță, diri, 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 da. Joacă, badi, voinișești, că roata se învârtește și vremea se vremuiește, diri, 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 da. Hai, hai, juca cea mari și mici, hai, cum se joacă pe aici. Dragul mi se când se joc, hai dați, nu stați pe loc, cu tot neamul la un loc, mai diri, 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 da. Draghi bradului în munte, hai da, pe întrecute și mie cu neamuri multe, diri, 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 da. Drag mie la strânsură, cu tot neamul împreună, să mai zic o strigătură, diri, 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 da. Că așa-i cu oameni buni, ca și vatra cu carbuni, nu s-ar duși până luni, mai diri, 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 da. Păi dragi brațelor în munți și în mie cu oameni mulți. Cine nu știe juca, hai da, și numai așa, vii încoașe convața, măi, diri, 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 da. Cine nu știe să joace de grabă, vii încoașe, că de râs noi nu l-o face, diri, 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 da. Hai străgați ca așa frumos, când e omul veselos, tare, mândru și falos, măi, diri, 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 da. Iarbă verde pe colini, hai străgați ca munighini, cât pământul ne mai ține, diri, 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 da. Păi hai strigați că aveți puterii, păi că ați mâncat o sac din meri, măi. Sodul sună încă una, hai da, și încă una, și pișer rasare luna, diri, 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 da. Sodul sună încă două, hai da, prin flori cu rouă, cu chișoarele amândouă, diri,
da hai și triba tuti, alti două mai marunti, că aici stai joc de frunti, diri 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 da. Și iar verde foi din nou, eu de aici nu mă duc, măcar să rup un papuc, mai diri 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 da. Frunză verde de mușcati, păi dacă să faci și noapte, păi da, eu joc, nu mă opresc, păi ca prâznelul mă învârtesc. Am avut bucuria ca în zi de sărbătoare să ascultăm trei tineri speranțe ale folclorului de la noi din Bucovina, din zona Rădăuț. Este vorba despre Diana Cuciurean de la Frătăuț, Florentina Prelepcean de la Horonic de Jos și Bădeliță Petruța tot de la Horonic de Jos. Oameni buni, ziua de florii, bine ați venit la noi în Cașa Mare. Pentru noi bucurie mare că suntem cu copcilile de la Calafindești. Mai avem și o copcilă de la Făltișeni, tot Ileană, ca să o băgăm în seamă. Mai avem copchiluța asta care s-a supărat tare că mai de mult, nu știu cum ne-am luat noi cu vorba, dar ea s-a dus să facă o treabă serioasă, s-a dus să facă un copchilaș, să-ți ajute Dumnezeu, și-a lăsat copchilașul în leagă și-a venit să șii cu dumneavoastră astăzi în ziua de florii. Mihăiță a nostru cu arboreanșile lui și cu tătă încărcătura nelipsita cobză care o dă comuna arbore. Și gazda noastră principală de astăzi, doamna Maia Rehorciuc, căreia o să-i dăm microfonul pentru a ne spune câteva din secretele acestui minunat loc în care ne aflăm. În primul rând, țin să vă mulțumesc frumos că ați trecut pragul Muzeului Etnografic din Rădăuți, cel mai mare muzeu de etnografie din Moldova. Aici se găsesc tehnici și instalații care se găsesc în gospodăriile țărănești. Putem vedea tehnica olăritului, cojocăritului, sumănăritului și multe altele. Ne așteaptă sărbătoarea floriilor și vă mulțumesc! Oameni buni, dacă ați vrut să vedeți, ați vrut să vedeți o gospodină emoționată, e ca și când i-a închircat tăți în casă în ziua de hram și nu știi ce să facă prima dată. Stai găina sau stai porcul? Dar cred și eu, cu asemenea zestri pe care n-ai o are cum, aici să ne arate. N-ai cum. Asemenea zestri și asemenea frumușață de exact. Oameni încă așa ceva. Asta nu că... Dar eu, cum m-am uitat așa dintr-un capăt în celălalt, eu cred că n-am pierdut degeaba vremea aici. Așa este. Încă o dată, Cromtel Rădăuț, Centru Cultural Bucovina și Muzeul Etnografic din Rădăuț, cel mai vechi muzeu din Moldova. Așa, și respectul nostru pleacă spre familia Ioneț. Exact. Și pentru că ne respectăm familiile, ne respectăm oamenii care au știut să pună o temelie frumoasă și un acoperiș sub care să putem să stăm, în această după-amiază sperăm să vă facem o bucurie cu suflete din sufletele neamului nostru. Cu asemenea invitați, așa cum a spus și dumneavoastră la început, cred că este o duminică minunată. O sărbătoare cum puține sunt, dar pentru că este sărbătoarea floriilor, trebuie să fim cu toții veseli, fericiți și mulțumiți. Trească mamele noastre! Eu aș chema o mamă, o mămicuță, cu numele de Ilenuță. Deci, dumnea ei poartă numele de Lenuța Rusu, este învățătoare, este colegă de-a mea la Clubul Copiilor la Fălticeni, om de artă, grădinar de flori, da. Este purtător de suflet românesc, mai este și zidar, că pe lângă faptul că este grădinar și zidește. Mai ales că acum sfințește și apartamentul, da, vă dați seama? Și în acest moment ea coordonează, educă, pune în valoare un număr de câți copii, Lenuța?
În fiecare an, dacă am 9 grupe, minim 10 copii, dar sunt și 12, 13, 14, în jur de 100. 100 de copii pe an. Și nu numai atât, domnul Călin, pentru mai spunem că noi taman? Da. Și nu numai atât am spus, pentru că ținând cont că majoritatea tinerilor soliști din Bucovina noastră dragă au textele create de doamna Lenuța, vă dați seama, este o fericire și o bucurie și mai mare. Dar pe noi ne bucură orice lansare de carte al Lenuței, pe noi ne bucură orice inițiativă vine din partea ei, este și un animator cultural și un bun colaborator al Centrului pentru Conservarea și Promovarea Culturii. Și un om cu care Fălticeniu se mândrește. Exact, păi nu se putea ca Artur Gorovei să nu aibă urmași de marcă. Mă simt bucuros pentru faptul că oamenii ca dumneavoastră stau în față și ne primesc și pe noi la masa dumnealor. Vă mulțumim! Și acum câteva cuvinte despre ceea ce faceți în zi de sărbătoare, în zi de flori. Bună ziua tuturor! Eu vreau să vă mulțumesc pentru cuvintele acestea frumoase. Eu sunt un simplu om care face ceea ce-i place. Cât despre șezătoarea copiilor, da, am lucrat la proiect și, după cum știți, a fost aprobat de către inspectoratul școlar. Deci șezătoarea copiilor va continua. Anul acesta, dacă nu se va putea, îl vom face online. Eu mă bucur că sunt în mijlocul atâtor flori, flori pe cămeș, flori în obraj. Să dea Dumnezeu să ne vedem cât mai des și cât mai mulți și cât mai curați la suflet, pentru că așa ne stă nouă bine. Deci, între flori nu poți decât să înflorești, oameni buni. Așa că, Lenuță, te rog frumos, dă-ne o florișică să ne înflorească sufletele la tăți, să te pupăm și ne gândim cu drag la tine până după sărbători. Doamne ajută și mulțumim și să aveți Doamne ajută, mulțumim frumos. Săptămână mare, liniștită, oameni buni. Și-un fac și-ai ra, 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 ra. Litrii zâle stau în prag și-ai ra, ra, ra. Cu șirul băgat în ac și-ai ra, 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 ra. Să treacă și nimic drag și-ai ra, ra, ra. Și când iasă luna roată și-ai ra, 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 ra. El să fluieri la poartă și-ai ra, 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 ra. Și-ai ra, 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 ra. Fără frâu și fără cal și-ai ra, ra, ra. Fără cal și fără frâu și-ai ra, 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 ra. Numai cu dorul la brâu și-ai ra, ra, ra. Eu nu-i fac ca să-i disfac, măi, și-ai ra, 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 ra. Dar îi fac că-mi este drag, măi, și-ai ra, 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 ra. Și-ai ra, 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 ra. Mi-o trimăs, ba de-a răspuns și-ai ra, ra, ra. Cu șernea la ochilor și-ai ra, 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 ra. Și cu panajenilor și-ai ra, ra, ra. Ochii lui mă bag în boală și-ai ra, 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 ra. Sprânșenile iar mă scoală și-ai ra, 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 ra. Din grădinuță și-ai ra, 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 ra. Cum ți-o-i zeși ilenuță și-ai ra, ra, ra. Frunzucă din pădurișe și-ai ra, 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 ra. Dai o badi cum ți-o-i zeși și-ai ra, ra, ra. Ți-o-i zeși badi și pui măi și-ai ra, 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 ra. După voia inimii măi și-ai ra, 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 ra. Își rai că tu-i de ghine și-ai ra, 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 ra. Nu m-aș duși fără tine și-ai ra, 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 ra. Tararara, tarara. Hai veniți la hor
Și-am zis verde-i foi de crin, măi tararara-i tarara. Hai da-ți hora s-o porni, măi tararara-i tiradida. Și ne joacă hora gini, tararara-i tarara. Să se prindă lângă mine, tararara-i tiradida. Și ne joacă hora rău, așela nu-i neam de-aneu. Și-am zis verde flori mărunte, tararara-i tarara. Hora mei cu doruri multe, tararara-i tiradida. Cărărușă mult bătută, tararara-i tarara. Și-i făcut, tararara-i tiradida. Îi făcută din iubit, mai tararara-i tarara. Din iubit ce șubuit, mai tararara-i tiradida. Și domnii nu-i păcătos, acela ce eu am frumos. Și de fel n-ari păcate, tararara tarara, cel ce fluieră prin sate, tararara-i tiradida. Când horăda cu jucat, măi tararara-i tarara. Tati i s-o dizlegat, măi tararara-i tiradida. Nu te-nșală, nu te vinde, tararara-i tarara. Și din horădesc să prinde, tararara-i tiradida. Dragi telespectatori, frați români, astăzi alături de Mihăiță Hrincescu, un gospodar de mare viitor de la Arbore, noi ne gândim în momentul ăsta să ne apucăm să-l cununăm, să-i botizăm, că îi bine să știi cu cine te însoțești ca să vadă lumea până la urmă cine ești. Și așa se apropie căci legile, trebuie să vedem ce să alege, nu? Păi da. Așa. Domnul Călin, sunt foarte bucuros să fiu alături de dumneavoastră și de toți acești oameni frumoși. Eu totdeauna mă simt copleșit când intru aici la Muzeul din Rădăuț de atâtea frumuseți pe care le putem vedea și pe care oamenii care calcă pragul acestui muzeu le pot vedea. Lucruri care vorbesc despre vrednicia oamenilor din trecut. Eu n-am venit singur de data asta și vreau să vă demonstrez că noi la Arbore înnoim continuu lada de zestre. Oricum, suntem acum la Floriș, ne apropiem, nu-i așa, de un moment foarte important pentru noi bucovineni și pentru români în general, pentru că învierea Domnului este un moment în care etalăm tot ce mai frumos și mai nou. Noi putem purta cămăși noi de Paști și cămăși foarte frumoase, așa ca la noi la Arbore, pentru că există gospodine așa cum sunt Irina Buliga și mama dumneaei, Floarea Iorgovan, căreia îi și spun la mulți ani. V-am rupt din mijlocul petrecerii ca să ne arătați meșteșugul dumneavoastră și ce pregătiți. Da, pregătim cămăși cu margele, cum se vede și afișate aici, tot felul de modele facem la comandă, facem la copii. Dumneavoastră, eu știu că lucrați continuu, de exemplu, cămașa asta în data mare e gata. Da. Deci cum ar fi o cămașă grea de la Arbore, cămașă cu mărgele, Așa cum aveți și pe dumneavoastră. Și e foarte frumos că sunteți o familie, mamă și fiică, și bănuiesc că meșteșugul o să meargă mai departe. Sperăm că mergem mai departe. Am 4 fete care toate le place, deși nu stau în Arbore. Sunt pe la Satu Mare, pe la Reșița, prin Germania, toate cos. Și am 2 băieți care așteaptă. Care cumpără mărgelele. Nu, aveți 2 băieți care cosesc. Da, care cosesc prin Franța. Da, sunt foarte fericită. Noi am stat la Reșița. Ne-am stat la Arbore, suntem veniți, fata a venit prima dată, că a vrut să o cheme Buliga, acum o chema și pe mine de fată. Acum am venit și noi de la Bocșa și
suntem fericiți că am venit acasă la satul unde m-am născut. Și noi suntem foarte fericiți că nu stați degeaba și lucrați continuu. Eu i-aș da cuvântul și domnului Irina. Bună ziua, vă mulțumesc în primul rând pentru invitație. Mă numesc Buliga Irina. Acest meșteșug, cum s-ar spune, sau o pasiune, a venit acum 5 ani. Soacra mea ia cusut înainte și datorită unor cuvinte ale ei mi-a spus: dacă ai cusut goblene, poți să faci o cămașă cu mărgele. Eu pe această cale mulțumesc și din asta a devenit o pasiune și sper să continui, nu știu copiii mei dacă vor continua, dar sper să meargă pe aceeași cale ca și mine, cel puțin fata, băiatul nu, n-aș vedea așa ceva, nu se știe niciodată. Vă mulțumesc frumos și încă o dată la mulți ani tuturor celor ce poartă nume de floare. Da, mulțumim. Oameni buni, să mai spun eu și faci gospodărașul ăsta care, zic eu, este un bucovinean vrednic de respectul sau de cinstea și de prețuirea noastră. Mihăiță s-a apucat de făcut casuță bătrânească, s-a apucat de țasut, s-a apucat de cusut, așa cum știe el, cântă și trebuie, graiaște și trebuie, se poartă cum trebuie. E, băiate, acu ești? Eu sunt de-a locucii din arbore. Cinste la mamicta și la tatictu care te-a crescut, așa Doamne se spune la noi în vatra satului. Mulțumesc! Și domnul Călin, nu puteam să nu vin așa, dacă tot am vorbit de lada de zestre, și cu două cântări, tot de acolo scoase. Cu mare drag. Aghia, te așteptăm. Zinimioare ca la mine au numai dat, Doamne, la nimeni. Zi numai dat, Doamne, la nimeni. Măi, că s-a leacă inima meu, au să leacă inima meu, iar începea mă dureu. Măi, dar nu mă doare de dureri și nu mă doare auti dureri, mă doare de multe răli, măi, hai. Dacă te răli sunt pe lume, ai câte răli au sunt pe lume, tăti vin la mine anume, măi. Cânta cucum doi faganium, când i-o prins pe doi ciobani, de două zeci de ani. Dar și eu prins ca și de boiu, și eu tuns ca și de oi, și le-o dat pe prindea cu arcanul,
se împlinea anul. Păi și-o trimesc artii la noi, ca să avem grijă de voi, până vin ei din război. Ei, da, războiul s-o lungit-o, ce-o venit-o prapaditu, o Iliso prapaditu, și era greu de trăitu. Nu există pe lume bucurie mai mare decât aceea de a gusta din roadele pomului pe care l-ai răsădit. Și când faci o vârstă frumoasă, când te apropii de mormânt, când te apropii de sută, știi că ai mulți pomi din a căror roadă poți să guști. Dar până a ajunge la grădinar, eu vreau să dau microfonul domnului profesor Dumitru Pomohaci, pentru că el în acest moment are câteva amintiri din copilărie, din tinerețe, pe care cred eu că merită să le ascultăm. Chiar din copilărie nu sunt, sunt din anii liceului, pentru că am aici lângă mine o simpatică doamnă, o fostă colegă de generație, de clasă, de liceu. Noi am terminat împreună liceu pedagogic, de promoție. Îmi amintesc cu drag, tocmai spuneam de câteva minute, că îmi amintesc cu drag de acea domnișoară de 15 ani, 16 ani, cât aveam pe atunci noi, cu zurlufii ei blonz, care făcea pe toți băieții să întoarcă capul. Iată că astăzi avem bucuria, Viruța, ca după 45 de ani de la terminarea liceului, 46 îndată, da, să fim din nou împreună aici, într-un cadru deosebit, într-un cadru minunat, în această casă mare a Bucovinei, așa cum spunea mai înainte și domnul Călin, în Muzeul Etnografic Rădăuț. Avem amintiri frumoase din anii liceului, amintiri când învățam să dansăm, învățam să cântăm. Am învățat meserie, am învățat o meserie, cea mai frumoasă meserie din lume, aceea de a fi cadru didactic, de a fi învățător, întâi și întâi. Ceea de a fi educator. Și iată că prin mâinile dumneavoastră, prin mâinile mele, prin mâinile colegilor noștri au trecut zeci sute de copii, care astăzi sunt oameni respectați, sunt la locurile lor. Aș vrea ca în câteva cuvinte să ne spui tot așa câteva amintiri frumoase din anii noștri de liceu și din cei care, pe care ai petrecut la catedră cu, zic eu, rezultate dintre cele mai frumoase. Da. Amintiri sunt foarte multe, foarte frumoase. Cred că liceul rămâne baza și cea mai mare bogăție pe care am acumulat-o noi în munca pe care am urmat-o la catedră și în satele noastre unde ne-am întors, am încercat și noi să sădim prin copiii pe care îi educăm, pe care i-am educat atâția ani, ceea ce este frumos. Deci, și acum, fiindcă suntem la Muzeul Etnografic, deci aici vreau să spun, o să mă axez mai mult pe ceea ce am promovat, tradiția, portul, zestrea folclorică a satului natal sau a satului unde ne-am stabilit fiecare. Și suntem astăzi împreună cu bădița Traian Davidean aici, cel care are o vârstă frumoasă și care ne-a ajutat să promovăm meșteșugul satului, și anume el este cojocarul vestit,
din zona Rădăuțului, în acest moment, deci și tezaurul uman viu, și pieptarele care le-a meșteșugit atâția ani aici la noi. Avem un pieptar de 80 de ani, primul care l-a făcut Bădița Traian în anii de ucenicie, la 15-16 ani, și acesta care l-am îmbrăcat azi cu mare drag pentru prima dată, deci confecționat la vârsta de 96 de ani. Deci după 80 de ani. Dorurile măi de pe văi și de pe luncă, de la draga mea mamucă, de pe coastă, de pe șes, ca să mărg la e mai des măi. Dar nu pot, măi, parcă ieri eram copcil și aleargam prin grădină. Îmblam cu pletini în vânt, era raiul pe pământ, măi. Prin grădină și florile și de măr lipă la mamuca-n păr, mă. Și noaptea nu pot dormi, stau și număr stelile, mă. Mamă și fișorii, c-ai strâns, mamă, busuiocul, hai și-n parte-li norocul, că busuiocul diuscat, mirosul nu l-o lăsat, mă. Și diuscatorii verdi, mirosul nu și-l pierdi. Vremuri ficiorii întorceau capul după dumneavoastră, amu, 50 de ani, da, că aveați părul ondulat, amu, că aveți ceptar de Bădița Traian lucrat. Cam așa, cam așa. Se uită mai mult la haină, pentru că este la ceea ce atrage. La primul ăsta? Da. Ăsta-i primul. Așa, eram un ucenic. Și aici am cusut. Pieptarul ăsta l-a pus la loc nizul. Da. Noi am cusut florile, eu și Nicoara. Nicoara-i dus de mult. Da. Și de atunci eu de copil am mers la boieri. 3 ani la rând. De cum am cusut, atunci am început să cos, nu m-am mai văzut boieri. Vieși! Așa. Am stat la casa întâi cu părinții, pe urmă, din economie și m-a dus capul, mi-am cumpărat alte locuințe mai în centru.
și am lucrat cu o jocărie acolo până azi. Până azi. 80 de ani. 80 și ceva mai bine, da. Așa. Mi-a dat Dumnezeu, mi-a dat Dumnezeu ani frumoși. Că dacă ai bani, tot e frumos. Dacă ai bani, tot e frumos. Și viața și timpul ce ar să ploie, ori să ningă, e tot bun. Cu o singură condiție, să ai sufletul frumos. Că dacă n-ai sufletul frumos, poți să ai banii de pe lume. Nu trebuie. Banii nu. Banii n-aduc fericirea. Așa-i? Nu. Dar și dacă nu-i ai? E mai rău, oleacă. Un pic e mereu. Trebuie să ne la vecin, să împrumuți, să te dați înapoi. Da. Am împrumutat la oameni bani, mi-au adus frumos, da. Și eu în sat acolo de unde stau eu, mă stimează. Mama mai stimează, mai este, dar nu există fără dușmani. Așa este, dumneatale, da, dumneatale, cred că dușmanii matale stăți peste 100 de ani. Îți duci, deci. Îți duci, dușmanii, îți duci. O mai rămas, adică s-a rămas eu. Eu sunt în ceriu. Bun, matale, ai trăit o viață, toți suntem în familie, în casa mare. Spune-și mie drept că stau și mă gândesc, măi, cu atâtea gospodine frumoase care vineau să le faci cheptaraș, așa, nu ți-o mai chicat, dragă, câte una alta pe aici, pe acolo? Asta nu-i voi de spus. De-a mă poți să spui. Ce dușmani nu mai sunt. Nu mai avem dușmani. Tu da. 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 În tot cazul, trăin în lume, trebuie să mai întâmple și prostii. Nu se poate. Trebuie lăsate de la Dumnezeu. Nu se poate. Dacă, păi dacă nu știam că se face. Am văzut pe alții, am auzit și m-am încălzat, m-am pătut. Văd că copchilile aici în spate știu ea le deși râd, bădiță. Da. Dragi telespectatori, noi nu ne dorim decât să fie o poveste de familie, pentru că familia fără bunici e săracă și mai ales că în ultimul an am pierdut foarte, foarte mulți oameni apropiați, foarte mulți oameni valoroși, foarte mulți oameni dragi. Dacă tot este săptămâna mare, începe săptămâna mare, cu gândul și cu sufletul nostru să fim alături de oamenii dragi din viața noastră, că Dumnezeu știe și le rânduiește pe toate. Trandafir cu creanga în drum, nu știu badi ce să-ți spun, măi. Nu știu badi ce să-ți cânt, nu știu nici ce ai de gând, măi. Eu de tăti ți-aș cânta ca să-ți cunosc inima, măi. Și de ai nedureri ți-aș cânta șaba de jăli. Ți-aș cânta așa, badi dor, măi, pentru tine, badi șor, măi. Știu că dorul te apasă, că nu poți fi acasă. Când badi să-ți doinesc, inima să-ți racoresc, măi. Să-ți buleac la inimioară, să te scap badi de boală. Că te-ai dus prin țări străini, ai gândit cât tare bine. Și-am un spate
ca să te cruți, măi. Ai vrut ca să faci bani mulți, măi. Când ai să mușești la tine, nuța și badiță bine. Și aminti de acasă. Și când apă vrei să bei, ți-aduci aminti de-ai tăi, măi. Nu știu, badi, și gândești, cu cine vrei să trăiești, măi. Gândești-te, badi, bine, ori cu averea, ori cu mine. Și de-ai să te-ntorci la mine. Om trăi bădiță bine, om pași dintr-un leu doi și om trăi amândoi, mă. Că viața iute streși, când n-ai cu cine o petreși. Dacă-mi stai cu omul drag, parcă ești cel mai bogat, mă. Domnul Florin, pentru că mi-ați oferit locul ăsta de onoare aici, spun de onoare pentru că în stânga mea am fosta mea colegă de clasă de promoție de generații, iar în dreapta mea am o altă floare, de data aceea o Liliană, iată la mulți ani de ziua ta, una din primele mele eleve de când sunt venit aici în Rădăuț. Domnul profesor. Astăzi ajunsă mămică și ea și un nume care se mândrește Vicovo, dar se mândrește și marginea. Așa e, Liliana? Acum marginea nu știu cât se mândrește, s-a mândrit poate de acum înainte. Așa. Sigur că da. Deci acum nu trebuie să vă supărați dumneavoastră, nu-i mărgineancă, dar e tot de la Rădăuț. Așa este. Da, sau ești mărgineancă după bărbat, nu? După soț, da. Păi da, deci, știu eu ce spun. Am înțeles. Deci, domn profesor, fac cumva... Să știu și eu, nu sunt cel mai ticălos din sat. Oricum, trei sferturi din marginea vă cunoaște și vă respect, vă apreciază pentru ceea ce ați făcut pentru ei. Cu drag. Deci, ceea ce mă bucur este că vorbim despre modele, vorbim despre niște dascăli care au crescut copii, vorbim despre oameni recunoscuți în acest moment de statul român ca fiind tezaure umane vii. Eu... Țin la Liliana și ceea ce mă bucur este faptul că ea este ceea ce se cheamă un exemplu. Este inginer silvic, este mamă, este determinată, mai este și căpităneasă în vatra satului cu adunat pe lângă ea copchii tineri cu taraf, cu jocuri, cu tot ceea ce trebuie. Este un model care trebuie sau pe care noi îl respectăm. Băi, oameni buni, și pe deasupra, uite-te cât de când e mămică, o înflorit mai ceva decât politica mea așa, așa ceva. Deci, Liliană, noi am vorbit cu domnul profesor și cu domnul Hrincescu, liniștită. Deci, o familie echilibrată trebuie să aibă trei copii. Unul e botezat, unul e domn profesor, unul eu, unul domnul. Deci, ai trei nași, încă trei bucăți. Despre cântat, nu te teme că îți cântăm noi, numai tu fă bucurie la lume. Da, deci încă o dată felicitări și zic eu să închei bădița Traian cu o poezie, pentru ca să nu se gândească că scapă așa de ușor, că dacă ești frumos și iubit, trebuie să-și plătești prețul. Spui poezia aceea care ne-ai spus somnie la intrare și m-ai bucurat pe mine ca să poți bucura și copcile astea din spate, ca să... Care ai spus-o la intrare? Am citit fel de fel de cărți și m-am legat mai mult de aceea care era viața noastră. Scumpă este tinereța, dulce-i viața de flăcău. Ca o pasăre prin cringuri să trăiești de capul tău. Nimic grija să ți-o poarte, nici tu grija nimănui. Noaptea, unii ți-apucă, mâna căpăței să o pui. Și dormi până de șapte
soare de dimineață, dar de la un timp te saturi și de ăsta pierzi viață. Zi cu zi pe-al vieții plai, cu flori și râdă soare, simt că tot mai greu să-i ai o fărăstoasă iubitoare. Să te însori, lesne vorba de vorbit, dar greu e, Doamne, ca să ajungi la bun sfârșit. Dacă ai ști că vii ca mirii din altar spre vața ta și în locașul cu nevasta, fericirea-ți va intra, dar se poate, nu unde este, sunt mai rar. Pardon, femeilor, să-ți aduci pe dracu în casă cu nântașul la altare. Și să nu poți da nici cu arcirei afară. Cum să faci ca mai la urmă rău să n-ai de ce să-ți pară? Le știe el toate astea, însă și-a dat Dumnezeu. Rău cu rău gândea într-o sine, dar mai rău e fără de rău. Da. În culopi în Cârnileaga, Cârnileaga e postul Crăciunului, nu? Da. S-a văzut cu ochii zisul, cum avem într-o în sat soția, casa sa cu tot deschisul. După cum se vede, amunii încadrăm. Soța lui Pacală era într-o soție potrivită, e de-a lui Pacală, da. Soța lui Pacală era într-o soție potrivită, nici pre-pre, nici foarte-foarte, nici frumoasă, nici urâtă, nici bogată, nici săracă. Pe afară din măsură, un cusur avea numea. Când spuneam asta, soția mea se supăra, că era și e bună de gură. Da, un cusur avea numea, că era cam rea de gură. Și când se întâmpla să o scoată din sarite mai ales, dar și asta din întâmplare, se întâmpla chiar foarte des. Cred că de dimineață până seara. Da. Le știe el toate astea. Însă ce-a dat Dumnezeu? Rău cu rău gândea într-o sine, dar mai rău e fără de rău. Așa. Le mai uiți. Le mai uităm noi, da. Da, și asta e lungă. E lungă, îți ții foi. O zic că nici prea scurtă, nici prea lungă, atâta cât ne ajungă. Nici subțire, dar nici groasă, cam cât trebuie la o casă. Viața asta e bun pierdut, de nou trăiești cum am ținut. Și acum aș vrea un neam călău să arunci un jug în gâtul meu. Acum, dar uitat, trebuie mai de mult. Da, da. Am uitat, gata, noi mulțumim tare mult. Pentru emisiunea viitoare ne facem tot așa. Transmite-ne un gând în ziua de florii gospodarilor care se uită la noi, că vin sărbătorile de Paște. În ziua de florii am trecut cu pașă multe florii și acum nu știm cum va fi, dar le doresc multă sănătate încă și lor și sunt în viață și de duminica florilor să meargă la biserică. Doamne ajută! A fost Bădița Traian al Ușoric de la Fratauț. Iată, stimați de spectatori, că ne aflăm aici la o masă în care alături de noi este o formație consacrată. O formație consacrată în ultimii 10-15 ani, cred că cel puțin, care s-au dezvoltat, să spunem, pe plan artistic mai mult de când domnul Călin a avut o grijă părintească față de acești oameni. Este vorba despre Copcilile de la Calafindeș, cum le spune domnul Călin, o formație tradițională, o formație care, am spus, s-a făcut remarcată și cunoscută nu numai în țară, dar și peste hotare. Așa că felicitări pentru ceea ce ați făcut, pentru felul de în care v-ați implicat și acum mai multe amănunte v-aș ruga pe dumneavoastră să ne spuneți. Da, oameni buni, dacă dumneavoastră nu credeți în dragoste la prima vedere, eu am trăit-o și pe asta. Să știți că la început a fost cuvântul. După ce am ajuns eu la Centrul Culturii Tradiționale, l-am cunoscut pe domnul primar de la Calafindești, domnul primar Login. Am cunoscut-o pe tante Silvia, că ei erau exponenții principali, după care am dat eu de copcilii. Tăti copcilii de-o seamă cu mama. Și vreau să vă spun... Ei, dar s-a mai schimbat generația, ia uitați-vă aici. Stați că ajungem și acolo, în șetucu, în șetucu. Vreau să vă spun că, domnule, suntem legați de bunici. La un dat pleacă bunicii. Și dacă nu ai și trebuie, cauți. Și doar dacă
cauți și cauți, Dumnezeu până la urmă îți dă. Și uite așa mi-a dat Dumnezeu o grămadă de bunici, de copcilii mari și mici. Cred în acest moment că ele au fost primele care mi-au direcționat ceea ce așteptam eu de la viață. Mă căutam și în acest moment știu ce am de făcut și le mulțumesc din toată inima. O să le dăm microfonul. Tanti Silvia într-o zi zice, măi, trebuie să lăs pe mâna cuiva. Și au lăsat pe mâna cuiva, dar trebuia să vină și așa altcineva. Și atunci Dumnezeu stă și-o socotit, băi, dacă aș fi după gândul meu, trimă-te o copcilă de pe Remezou. Și uite așa că ne-am procopsit cu Ana, și-a mai mățățâcă dintre copcilii, și ea este cadru didactic, din nou oamenii formați cum trebuie, a preluat de la doamna Silvia rolul de om care poate să fie și mamică și în acest moment mergem înainte pentru că trebuie să asigurăm continuitatea. Eu vorbesc dumneavoastră că dau cuvântul. Da, deci eu o să dau cuvântul și eu dacă tot mi-a spus despre acest lucru, pentru că sunt, a spus, oameni de la catedră, oameni de învățământului, cei care au fost și au pus sufletul în tot ceea ce fac pentru promovarea culturii tradiționale. Iată că astăzi la Grădincești, la Calafenești, scuzați-mă, se poate spune că există nu un strop de cultură, ci un monument de cultură, pentru că alături de minunatele copcile de la Calafenești există o fanfară renumită acolo. Sunt și alți oameni care au dus faimă, să spunem, localității prin ceea ce au realizat pe plan cultural-artistic. Așa că cine este mai curajoasă din dumneavoastră, ia să vedem să ne spună câteva vorbe. Poftim, dumneavoastră! Oh, da, eu sunt nepoata, așa m-am denumit și nu aș fi aici în mijlocul copchilelor dacă nu era doamna Silvia, pentru că mi-a plăcut ideea și vreau să spun că sunt așa adoptată în Calafindești de 10 ani, dar vorbeam cu multă lume și spuneam tuturor că am impresia că sunt de o viață acolo și bineînțeles datoria de dascăl, de părinte, și pot să spun în Calafindești consider că suntem o mare familie. Împreună sunt sigură că putem să ducem mai departe tot ce este mai frumos și cum este românului, credința și tradiția. Da, mulțumim tare mult, doamna Silvia. Doar o vorbă să ne mai spuneți, că vă așteptăm de multă vreme. Mulțumesc tare mult. Am așteptat cu mult drag ca să am cui preda formația și mulțumesc lui Dumnezeu și doamnei Ana Maria că s-o prins și o să ducă tradiția mai departe. Nu rămâne așa pe apă munca noastră de 20 de ani. Doamne ajută înainte. Într-adevăr, iată niște flori minunate care au crescut, s-au maturizat și la vârsta lor sunt admirate de către toți cei care le văd și le ascultă. Alături de minunate flori avem și bobocei de floare, care mâine poi mâine o să auzim despre ei foarte, foarte multe lucruri. Iată că alături de copcilele de la Calafindești, care sunt produsul dumneavoastră, domnul Călin, artistic, nu, de undeva. Deci, domnul profesor, eu sunt produsul dumnealor. A, bine, dacă să spuneți așa, să fie așa. Să ne înțelegem. Că dacă eu n-aveam la masa cui să stau... Da, dar omul potrivit la locul potrivit. Așa a fost. Cred că a fost, nu? Deci, așa cum am spus, această formație cât de cât este legată strâns de dumneavoastră, avem aici un boboc de floare care e legat strâns de dumneavoastră. De mine, de data aceasta. Și vă felicităm din toată inima. Domn profesor, eu abia aștept să facem un grădinar și 1000 de trandafiri. Așa să fie, abia vă aștept să gândim spectacolul ăsta. Sperăm să fie așa, pentru că avem cu ce și avem cu ce ne mândri. Spuneam despre bobocelul de floare de aici de lângă mine, care nu este chiar în
primii ei ani. A crescut în ultimul an, este studentă în anul 2 la Conservator la Iași. Este o artistă care deja promite și a adus multe trofee în Bucovina noastră dragă. Nu vrem să amintim acum pentru că a fost subiectul altei emisiuni pe care am făcut-o împreună cu ea, Diana Lungu, care este mărgineancă. Asta așa vreau să spun, domnul profesor. Tot o copcilă. Tot o copcilă, tot o copcilă. Diana, hai să te întreb și pe tine ceva acum. Sunt convins că domnul Călin o să spună și alte întrebări, dar eu vreau să revin cu o întrebare pe care ți-a mai pus-o și care mi-a dat un răspuns de mi-a lăsat fără replică. A trecut ceva timp până ai ajuns la mine. De obicei copiii vin în clasa 1, 2, 3, până într-a 4, 5, dacă vin deja e târziu. Diana, în ce clasă ai ajuns? Ai venit la mine, spune să audă toată lumea. La sfârșit de a 7-a. La sfârșit de clasa 7-a. După ce, eu n-am știut, am aflat că am și refuzat-o în vreo două rânduri pentru că nu-mi plăcea cum cântă, nazaliza prea tare. E datorită talentului, muncii și a exercițiilor pe care le-a făcut, bineînțeles, a ajuns, iată, astăzi am spus o voce despre care se va auzi la noi în Bucovina. Domnul Călin, haideți să vă ascultăm cu copcilele la Calafindeș. Hai să le ascultăm pe copcile, eu așa mai pilăm. Așa este, sigur că da. Te-am rugat, mamă, pe tine. Te-am rugat, mamă, pe tine, să pui măr dulce în grădină. Ai pus mărul pădureț, ai pus mărul pădureț și mai da să nu
părinți necunoscuți. Socru-n colo, soacra-n coace, socru-n colo, soacra-n coace, ce le fac nu le mai place. Îmi dau lucru cu carul, îmi dau lucru cu carul și mâncarea cu ghiontul. După străin eu ce strân, după străin eu ce strân, mă pun și eu să mănânc. Nici nu iau în bucătură, nici nu iau în bucătură, lacrimile încep să curgă. Rău măicuță te-ai temut, rău măicuță te-ai temut, să nu-ți vin după împrumut. Dar măicuță în sat lucram și împrumutul tot îl dam și cu tine în sat eram. Dar așa dar așa mai da departe, să vin cu desagi în spate. Cu desagi-n băierați, cu desagi-n băierați, și cu ochii lăcrimați. Foi verde, foi de nuți, măi Gheorghiță, unde duci? Nici nu stai ca să mănânci, nici în pat ca să te culci. Dorule, puiule, dor, nici nu stai ca să mănânci, nici în pat ca să te culci. Dorule, puiule, dor, mă duc, mamă, sata fete, unde dorul mă trimite. Dorul mândri din arși, m-aș culca, m-aș odihni. Dorule, puiule, dor, dorul mândri din arși, m-aș culca, m-aș odihni. Dorule, puiule, dor, dacă nu văd într-o seară, tătă noaptea stau pe afară, și e seara în privor, și mă uit în sat cu dor. Dorule, puiule, dor, și e seara în privor, și mă uit în sat cu dor. Dorule, puiule, dor, dea și mândra unei luna, aș vedea-o întotdeauna. Dar ce mândra-i pe pământ și n-o pot fi de oricând. Dorule, puiule, dor, dar dorul mândruț este, eu-s la lume de poveste. Dorule, puiule, dor. Iată, stimați spectatori, că după un maraton de 4-5 ore suntem în pragul finalului emisiunii. Fiind în preajma sărbătorilor, fiind în ziua de florii,
dați-ne voie să vă transmitem dumneavoastră, celor ce sunteți în fața micului ecran, celor care au fost astăzi prezenți aici în mijlocul nostru, tuturor florilor, floricelelor, călinilor, lilianilor și așa mai departe, un sincer și călduros la mulți ani, să aveți parte de o primăvară frumoasă, încărcată de bucurie, de pace, de speranță și iubire. Mulțumesc în numele gospodarilor din Țara de Sus a Moldovei, din Bucovina noastră dragă, televiziunii Cromtel, pentru aplecare și prețuire a tradițiilor noastre românești. Mulțumim din toată inima muzeului etnografic din Rădăuți, etnografic muzeului, o gazdă minunată, trebuie să o spunem, să o recunoaștem, care așteaptă să-l vizitați. Mulțumim din partea Centrului Cultural Bucovina tuturor gospodarilor care ne-au fost aproape, să vă fim aproape, frați români, să ne fie inima și mintea limpezi, să ne aplecăm spre dragoste, spre înțelegere, pentru că odată trăim și să trăim așa cum se cuvine. Viața este așa cum ne-o facem. Doamne ajută în tot ceea ce faceți. Doamne ajută și la mulți ani!